În ședința ordinară la oficiul teritorial Bălți al Cancelariei de Stat s-au întâlnit membrii Colegiului Consultativ cu noul primar de Bălți, Alexander Petkov. Aceștia au discutat despre unele probleme din cadrul întreprinderilor municipale, dar și despre conlucrarea eficientă între administrația publică locală și Cancelaria de Stat. Noi am spus de mai mult și vreau să reconfirm, noi să fim destul de deschiși și transparenți și o să fim deschiși în colaborare inclusiv cu organele centrale. Și am fost cumva mirat de faptul că primarul cam nu prea era prezent la aceste adunări, la colegiu, și cred că o să fie mai altfel, cel puțin, chiar indiferent de gradul de subordonare a unor sau altor întreprinderi sau servicii. Noi cu toți suntem bălțeni, locuim în Bălți și trebuie să ne preocupe soarta Bălțului și bălțenilor. Apreciem deschiderea administrației publice locale, pentru că avem foarte multe probleme la nivel de municipiu, care putem să le soluționăm doar cu implicarea atât guvernului, cât și autorități publice locale. Și sunt sigur că vom putea interveni prompt la fiecare problemă care există. Reprezentanții instituțiilor din oraș consideră importante astfel de întâlniri, pentru ca problemele cu care se confruntă bălțenii să fie soluționate în cel mai scurt timp. Apreciem mult prezența reprezentanților autorității administrației publice locale, dat fiind faptul că pe parcursul ultimului an este pentru prima dată când vedem reprezentantul nemijlocit. Este de bun augur și sperăm într-adevăr să aibă o conlucrare cu toate serviciile desconcentrate. Sperăm că în anul 2024 o să fie un suport foarte mare la recensământul populației care este preconizat și sperăm o colaborare foarte mare cu domnul primar. Știți, o problemă este să fie tot foarte bine informată populația și sperăm suportul și primăriei. Precizăm că Alexander Petkov, din partea formațiunii politice Partidul Nostru, a câștigat turul 2 al alegerilor locale cu peste 15.000 de voturi.